Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim. Demis în primăria Pașcan, viceprimarul Pașcanului Gabriela Netelcu a decis să pună punct suspiciunilor venite din partea celor din opoziție, iar de mâine orașul va rămâne fără al doilea om la conducere. Votul va avea loc săptămâna viitoare, când va avea loc o nouă ședință de Consiliul Local. Decizie surprinzătoare la primăria Pașcani. Gabriela Netelcu a demisionat din funcția de viceprimar. Cererea a fost înregistrată astăzi, iar de mâine instituția rămâne fără numărul 2 în conducere. Consiliera PSD spune că este cea mai bună soluție până marța viitoare, când va fi reluat votul pentru desemnarea viceprimarului. Atunci ea va fi aleasă din nou în această funcție, de această dată cu majoritate de voturi deținute de consilierii PSD. În această după-amiază ne-am înaintat demisia din funcția de viceprimar al municipiului Pașcani. Urmează ca în prima ședință din Consiliul Local, să ia act de această decizie care mi-aparține și ulterior să se reia procedura pentru numirea următorului viceprimar. Gabriela Netelcu motivează că a renunțat la funcție din cauza suspiciunilor privind legalitatea alegerii sale, după ce hotărârea noului Consiliu Local Pașcani, 106 pe 24 iunie, nu a primit viza de legalitate din partea prefecturii Iași. Această decizie este motivată de faptul că nu vreau să existe suspiciuni cu privire la alegerea și numirea viceprimarului municipiului Pașcani, ținând cont că există păreri legislative pro și contra în ceea ce privește legalitatea numirii. Situația se datorează opoziției din Consiliul Local Pașcani, dar și prefecturii Iași. La ședința de constituire, consilierii PNL și PMP nu au avut nicio propunere și au ieșit din sală preferând să blocheze votul decât să participe. Mai mult, reprezentantul prefecturii a cerut consilierilor să nu voteze dacă sunt nominalizați. Din acest motiv, după primul tur de scrutin unde votul a fost egal de 9 la 9, a fost reluată procedura de vot. De această dată au fost aplicate prevederile articolului 12 din ordonanța 35 pe 2002, care arată că în caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi, iar Gabriela Netelcu a fost aleasă viceprimar cu 9 voturi, cele de la PSD. Câteva zile mai târziu, Guvernul României contrazicea Prefectura Iași printr-o ordonanță de urgență în care se arată că aleșii locali propuși pentru funcția de viceprimar au voie să participe la vot. La rândul său, prefect a cerut anularea hotărârii de la Pașcani în urma unei contestații din partea consilierilor PNL, pe motiv că Gabriela Netelcu ar fi trebuit să fie aleasă cu majoritate de voturi fără să țină cont de prevederile ordonanței în baza căreia a fost organizat turul 2 pentru alegerea viceprimarului. Motivația este uluitoare. Chiar dacă a fost egalitate de voturi 9 la 9, nu ar fi fost o situație de balotaj, pentru că nu au fost cel puțin doi candidați. Pentru clarificări, primăria Pașcani a solicitat un punct de vedere din partea guvernului, dar până astăzi nu a primit niciun răspuns. Șoc și groază într-o localitate de lângă Pașcani. Un bărbat a fost la un pas de a-și pierde viața după ce a fost înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit de bucătărie în zona toracelui. Poliția a intrat pe fir și a deschis dosar penal pe numele agresorului. Un conflict spontan s-a sfârșit tragic într-o familie din comuna Moțca. Seară, în jurul orei 18, un bărbat de 49 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori în zona coastelor, chiar de mătușa sa. O vecină care a văzut întreaga scenă a cerut ajutor de urgență la numărul unic 112, iar la fața locului s-au deplasat echipaje de la poliție, ambulanță, care l-au transportat pe bărbat în stare gravă la spitalul de urgență din Pașcani. La data de 19 iulie, anul curent, în jurul orelor 18:30, polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Pașcani au fost sesizați prin 112 de către o femeie în vârstă de 31 de ani din comuna Moțca, cu privire la faptul că vecinul său, în vârstă de 49 de ani, în timp ce se afla la domiciliu din aceeași localitate, a fost înjunghiat în zona toracelui. După investigațiile medicale, s-a constatat că lama cuțitului a ajuns în dreptul plămânilor, iar medicii urgentiști au decis transferul bărbatului la clinica de pneumologie din Iași pentru tratament de specialitate. Din primele declarații, se pare că bărbatul suferea de afecțiuni psihice de câțiva ani și era îngrijit de mătușa lui în vârstă de 72 de ani. Între aceștia mai erau certuri, însă până acum nu s-a ajuns la acte de violență. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările, iar în funcție de numărul zilelor de îngrijiri medicale se vor lua măsurile care se impun. 5 locatari de la blocul Anele din Pașcani urmează să fie evacuați din cauza datoriilor. Ei au fost dați în judecată de primărie din cauza restanțelor uriașe la chirie.
Hotărârile judecătoresc sunt definitive încă din anul 2015, iar acum administrația locală trebuie să ceară evacuarea lor. Cap de listă este Mihai Ciobanu de la blocul G2A. El are de achitat 144.606 lei pentru neplata chiriei timp de ani de zile. Pe locul 2 se află chiar secretara primăriei, Irina Jitaru, cu 137.724 de lei, urmată de Vasile Chicuș cu 137.246 de lei. Pe lista celor care urmează să fie evacuați se mai află Roxana Hogaș pentru o datorie de 31.490 de lei și Florin Mihăilă cu 8.943 de lei. Datoriile totale se ridică că undeva la 2.154.136,18 totalul și restanțe debite 262.086,28 de lei. Totodată, alte 10 de dosare sunt în diferite etape de judecată, tot pentru neachitarea chiriei. Pe lista restanțierilor apar alte 65 de familii cu sume mai mari sau mai mici. Are și undeva la 57 de roluri de datorii, dacă vreți, pe locuințele ANL. Cât privesc sentințele civile pentru cei pe care Primăria Pașcani a trimis în judecată în urma acestor fapte, sunt 6 persoane pentru care avem sentințe civile pentru a părăsi locuințele respective. Menționăm că până în prezent sumele restante nu au fost recuperate, iar cei în cauză nu au fost încă evacuați. Administrația locală a amânat până acum luarea unor astfel de măsuri fără să dea explicații și refuză să spună dacă aceste unități locative vor fi sau nu din nou repartizate următorilor de pe listă. O stradă din Pașcani a fost inundată, este vorba de o defecțiune la un brașament. Locatarii caselor din zona au sunat la operatorul de apă pentru a interveni. Pe strada Mihail Cogălnicianu din Pașcani, în apropierea spitalului CF, echipe de la Apa Vital au intervenit în această dimineață în urma apelului făcut de cetățenii din zonă pentru a repara avaria la sistemul de alimentare cu apă și canalizare. A fost necesară excavarea unei gropi de aproape 1,5 metri pentru a pune în funcțiune brașamentul. Deci acolo a fost o pierdere la un branșament, a ieșit din mufari, din punctul de conectare. Chiar dacă astăzi este zi liberă, 20 iulie fiind declarată ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă, Apa Vital va asigura în continuare o parte din activitățile pe care le desfășoară în mod curent, respectiv intervențiile la rețelele de apă și canalizare, prin echipele de permanență. Încasările prin intermediul caseriilor proprii în program normal, activitatea de registratură, activitatea de primire a documentațiilor în municipiul Iași prin intermediul ghișeului, în vreme ce activitatea de relații cu publicul se va desfășura prin intermediul centrului de contact, numărul de telefon 0232969, se arată în comunicatul de presă transmis pe adresa redacției BTV. Pentru al doilea an consecutiv, elevii care au obținut note mari la evaluarea națională au ales Liceul Miron Costin pentru continuarea studiilor. A doua opțiune în topul absolvenților a fost Colegiul Național Mihail Sadoveanu, dar și liceele care îi pregătesc pentru diferite meserii. Odată cu prima etapă a repartizării elevilor de clasa a noua, s-a stabilit care este cel mai căutat liceu din Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău. Astfel, prima opțiune a elevilor cu note mari a fost Liceul Teoretic Miron Costin, unde ultima medie la admitere din acest an a fost de 7,76 la științe sociale. Medii mari au fost și la filologie, unde ultimul elev admis a avut 8,14, la matematică informatică 8,12, iar la științe ale naturii 8,26. Anul acesta suntem foarte bucuroși pentru că foarte mulți copii cu medii mari din oraș și din împrejurimii au ales Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani. De asemenea, suntem bucuroși pentru faptul că avem cele mai mari medii, ultimele medii de intrare din oraș, astfel încât aceste medii de peste 8, mai puțin la științele sociale unde avem 7,80, medii peste 8, mai mari decât mediile de admitere de anul trecut. Conducerea unității de învățământ crede că acest lucru se datorează profesionalismului cadrelor didactice și speră ca încrederea elevilor care au ales acest liceu să fie răsplătită peste 4 ani cu rezultate bune la examenul de bacalaureat. Cred că profesorii din Liceul Teoretic Miron Costin sunt cei care au atras elevii foarte buni datorită rezultatelor pe care le au an de an. Ne dă speranțe, ne dau speranțe
că vom avea rezultate mult mai bune peste 4 ani. Astfel, în ultimii 2 ani am început să avem medii de admitere mai mari, să primim elevi mai buni și sperăm noi că vom ajunge la procente de promovabilitate de peste 90%. Pe locul 2, în topul preferințelor absolvenților de gimnaziu, s-a aflat colegiul Mihail Sadoveanu. Aici, ultima medie la admitere a fost de 7,04 la specializarea filologie. Ei, pentru clasa 9 la colegiul Sadoveanu sunt două clase de filologie, deci avem 56 de locuri, iar ultima medie de admitere este 7,04. Avem o clasă de științe sociale cu 28 de locuri, iar ultima medie este 7,27. O clasă de matematică informatică cu 28 de locuri, ultima medie este 8,37 și 3 clase de științe ale naturii, unde avem 84 de locuri, ultima medie fiind 7,67. La liceul Ioan Neculce din Târgu Frumos, ultima medie de admitere a fost de 5,88 la profilul economic, cu 3 puncte mai puțin față de anul trecut, când a fost 8,86. Și Colegiul Național Ștefan cel Mare din Hârlău a fost în topul absolvenților de clasa 8-a. Ultima medie la această unitate de învățământ a fost de 7,05 la științele naturii, cu 20 de sutim mai puțin față de anul trecut. Am avut următoarele profile. Matematică informatică, 28 de locuri, ultima medie 8,69. Servicii, 28 de locuri, ultima medie 8,22. Științe ale naturii, 56 de locuri, ultima medie 7,05. Științe sociale, 28 de locuri, ultima medie 7,15. Dacă până acum cei mai mulți absolvenți de gimnaziu se îndreptau spre liceele teoretice, în acest an opțiunile acestora s-au îndreptat spre unitățile de învățământ tehnologice. Astfel, la Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, ultima medie de admitere a fost de 5,73, cu aproape 2 puncte mai mult față de anul trecut, când a fost 3,98 la profilul electromecanică. Menționăm că la liceele teoretice din Pașcan, Târgu Frumos și Hârlău nu au mai rămas locuri libere pentru a doua repartizare computerizată a absolvenților de clasa 8-a. La Sadoveanu sunt disponibile 10 locuri la cele 4 specializări pentru elevii din Republica Moldova. Continuă lucrările de asfaltare din Pașcan. Muncitorii lucrează de zor la străzile dintre blocuri și parcări. După atâta timp a venit rândul străzii Nicolae Iorga. Administrația locală spune care vor fi și alte zone din oraș unde se va turna asfalt. După zona Valea Pașcanului, acolo unde între blocuri au avut loc lucrări de asfaltare, urmează în această perioadă câteva străzi din zona deală a orașului. Azi dimineață, în spatele fostei primării, echipe de muncitori curățau strada și parcarea pentru a putea fi turnat asfalt. S-au ridicat și canalele, iar în această după-amiază s-a turnat primul strat de asfalt. La fața locului a fost și primarul Dumitru Pantazi. Pe lista străzilor și parcărilor care vor fi asfaltate se află Alea Tineretului, strada Nicolae Iorga, partea din spate de la blocul V1, parcarea de pe Alea Ștefan cel Mare, pentru că și acolo a fost turnat asfalt deja, dar a rămas acea parcare nefinalizată, există o singură parcare nefinalizată acolo, prin spatele magazinului Ioana, ca să o identificați mai ușor. Mai apoi, asfaltările se vor muta pe străzile Traian Vuia, respectiv pe strada Decebal din municipiul Pașcani, și avem în vedere și asfaltarea parcării din zona băncii Raiffeisen, de aici, din apropierea primăriei municipiului Pașcani. Societatea care se ocupă de lucrări este Enviro Construct și are semnat un contract cu primăria Pașcani în valoare de 2,4 milioane de lei. După 14 ani de când a început construcția, catedrala din Pașcani prinde contur. În ultimul an, lucrările nu au mai fost listate, iar acum s-a ajuns la acoperiș și ridicarea celor 3 turle. Lucrările de la catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Pașcani au ajuns într-o stare avansată de construcție. Mai ales în ultimul an, clădirea și-a definit dimensiunile și arhitectura din proiect, iar acum constructorii lucrează la înălțarea celor 3 turle și acoperișul bisericii. Deja s-a conturat într-un fel măreția ei, s-a conturat arhitectura ei, cu toate că vor mai urma și alte elemente de arhitectură care vor da frumusețe, într-adevăr, și monumentalitatea acestei construcții, având în vedere că am început construcția turlelor, celor 3 turle. Suntem pregătiți ca să
acoperim biserica, adică să se construiască și acoperișul bisericii, însă el nu se poate, chiar dacă am turnat bolțile bisericii, pentru că până nu se finalizează și construcția turelor, nu se poate construi acoperișul propriu-zis al bisericii. Protopopul Pavel Postolache este mulțumit de evoluția lucrărilor și ajutorul primit de la administrația locală și guvern până acum. De asemenea, acesta spune că va primi în următoarea perioadă 200.000 de lei de la Consiliul Județean Iași, sumă care va acoperi costul materialelor și plata constructorilor până luna septembrie. Noi suntem mulțumiți de faptul că am putut continua lucrările într-un ritm susținut până acum și pe lângă toate acestea, elementul fundamental îl constituie finanțarea pentru aceste lucrări. Am avut până acum finanțare pentru lucrări, pentru materiale. Suntem într-o etapă în care s-a intervenit la Consiliul Județean și vom primi zilele următoare încă o finanțare de 200.000 de lei de la Consiliul Județean, bani cu care vom acoperi costurile de materiale și lucrări până, sperăm noi, în luna septembrie. Menționăm că lucrările la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh au început încă din anul 2002. Din lipsă de fonduri, activitățile de construcție au fost sistate mulți ani, fiind reluate în februarie 2015 după o rectificare bugetară de la guvern. Vacanța de vară este și o alternativă, pe lângă timpul liber, de a descoperi și învăța lucruri noi. La o școală din Pașcani, un profesor așteaptă cât mai mulți elevi să se înscrie la cursul de germană, acolo unde vor învăța această limbă prin diferite jocuri. Se fac înscrieri pentru cea de-a doua ediție a școlii germane de vară, mai exact doritorii, elevi din primii ani de studiu până la cei de liceu, pot învăța limba germană în cadrul unui proiect derulat de Liceul Economic Nicolae Iorga din Pașcani. În cadrul Liceului Nicolae Iorga din Pașcani vom derula un program, un proiect educațional. Proiectul se numește Școala Germană de Vară, în traducere din Sommer Deutsche Schule. Ei sunt așteptați până la sfârșitul acestei luni la Secretariatul Unității de Învățământ pentru a se înscrie, cursurile urmând să se desfășoare în perioada 1-20 august, în zilele de luni, miercuri și vineri, timp în care elevii vor învăța într-un mediu diferit limba germană. De asemenea, își vor îmbogăți cunoștințele despre cultura și civilizația țărilor în care se vorbește această limbă. Ca noutate, la cursuri va fi prezentă și o studentă de la Facultatea de Germană. Cursurile se vor desfășura în perioada, spuneam, 1-20 august, în zilele de luni, miercuri și vineri, începând cu orele 9 până la orele 11, va fi o oră de predare și va veni și cu un element în premieră, în sensul că voi avea sprijinul necondiționat al unei domnișoare foarte bună vorbitoare de limbă germană, absolventă a unui liceu în domeniu, a unui liceu german, actualmente studenta Facultății de Germanistică, care mă va ușura în derularea acestui proiect. După săptămânile de studiu, la final, cursanții vor primi și o diplomă care să certifice cunoștințele acumulate, dar și la ce nivel a ajuns elevul pentru a înțelege, vorbi și scrie limba germană, menționând că nu se percepe nicio taxă. La finele acestui proiect, după cele 3 săptămâni de studiu, vor intra în posesia unui certificat de excelență care să se plieze pe nivelul cerințelor și așteptărilor lor, pe undeva un certificat care să echivaleze nivelul sau stadiul de asimilare a cunoștințelor a 1-2, ceea ce credem noi că este foarte mult într-un timp relativ scurt pentru copiii noștri. Proiectul Școala Germană de Vară este unul educațional și se derulează cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași. Proiectul se dorește a fi o alternativă de petrecere a timpului liber pe perioada vacanței de vară a copiilor în dorința de a cunoaște, explora și asimila noi orizonturi lingvistice. S-a deschis clubul de vacanță la Pașcani. Astfel, elevii au o alternativă de a petrece timpul liber în mod constructiv. Sunt puse la dispoziție cursuri de origami, de teatru, dar și vizionare de film. Nu se percepe nicio taxă.
acțiuni inedite din partea unei instituții din Pașcaneasă. La Clubul Copiilor din oraș au loc tot felul de ateliere de lucru, de la jocuri cercetășești, tenis de masă, șah, lectură, până la codul bunelor maniere. Ele au loc în lunile de vară, de dimineață de la ora 9 până la 16. Invităm pe toți copiii să citim împreună și să exemplificăm ceea ce înseamnă bunele maniere, da, din ziua de astăzi, oriunde și oricând. Lecturi demonstrative din literatura română și din literatura universală, coloriaj de relaxare și pictură, jocuri cercetășești, origami și alte câteva lucruri pe care sperăm că, revenind, le veți găsi împreună cu copiii din orașul nostru. Astăzi, de exemplu, elevii care s-au înscris la atelierul de teatru făceau repetiții, asta pentru că la sfârșitul acestei săptămâni vor participa la două evenimente. Nu te iubesc, era să fiu apoisit dacă te iubesc și nici dumneata nu mă iubești. Adevărat? Dragul meu, Anton! În momentele acestea repetăm cu trupa de teatru, deoarece avem două invitații în această săptămână. Una, la Sodomeni, pregătim un foarte frumos și amuzant spectacol teatral, care se va repeta în cursul serii de sâmbătă, la sfârșitul săptămânii, pentru participanții la Tabăra Națională de Ecologie, care are loc tot aproape de noi la Muncel. De asemenea, au loc și vizionări de film. Proiecțiile sunt în zilele de marți, iar cei prezenți se pot uita gratuit la filme. Pentru început, prezența publicului a fost timidă, însă ei pot consulta programul pe pagina de Facebook a instituției. În fiecare marți, la ora 10:30, vă așteptăm cu filme artistice. Este o bucurie să anunțăm acest club de vacanță aici. Avem și o pagină Facebook pe care vă rugăm să o urmăriți. Menționăm că în fiecare an școlar peste 1500 de elevi sunt înscriși pentru a studia la unul din cercurile puse la dispoziție de instituție. Cu sprijinul cadrelor didactice, copiii din municipiu petrec săptămânal câteva ore îmbinând utilul cu plăcutul. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar pe parcursul fiecărui an școlar, diplome, cupe și medalii sunt aduse acasă de la diferite festivaluri și concursuri la care copiii ce urmează cercurile clubului participă. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Sunteți și pe Facebook. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine! Joi, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării, except în regiunile nordice și central, unde va rămâne răcoros. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 31 de grade, iar cele minime vor avea valori de 6 până la 21 de grade. Cerul va fi variabil cu norori temporare în orele amiezii. Presiunea atmosferică va scădea ușor. Pentru joi, la Pașcani, maxima zilei este anunțată de meteorologi ca fiind de 26 grade Celsius cu cer parțial înnorat. La ora 6 dimineața, specialiștii anunță 14 grade Celsius în mare parte însorit.